Există două feluri în care o companie se poate lista la bursă. Initial Public Offering, IPO, sau Direct Listing. Aceste metode au fost folosite pe scară largă în ultimul an de destul de multe companii și au determinat o nebunie a listărilor la bursă. Ca exemple, ne putem întreba dacă DoorDash, o companie care livrează mâncare și n-a câștigat nici măcar un penny profit în existența sa, valorează 70 de miliarde. La fel, Airbnb, atunci când a fost listată, analiștii se chinuiau să justifice un preț de 40 de dolari per acțiune. Iar când în sfârșit a început tranzacționarea pe bursă, prețul a pornit de la 163 de dolari. Ne putem întreba foarte clar, Airbnb valorează în final mai mult decât toată industria hotelieră globală? Mai sunt și alte exemple. Palantir, Roblox, Snowflake și așa mai departe. Toate au în comun faptul că în final prețul lor a crescut și au capitalizări de piață incredibile ca valoare. Și această nebunie pare să nu se oprească în curând. Nici nu mai vorbesc de SPAC-uri. Revenind la momentul prezent, astăzi vreau să vă vorbesc despre faptul că mâine se va lista pe Nasdaq Coinbase, cel mai mare exchange de criptomonede din lume. Se va tranzacționa sub acronimul Coin și va evita procesul tradițional de ofertare publică inițială IPO, prin care este angajată o bancă de investiții pentru a crește interesul și a finanța piața. În schimb, Coinbase intenționează să-și plaseze acțiunile direct pe bursa Nasdaq printr-o așa numită listare directă, o tehnică inițiată de nume mari precum Spotify și Palantir în ultimii ani. Această alegere netradițională, dar la modă, are un anumit sens pentru Coinbase, având în vedere că această companie a ajutat și a susținut în mod similar nebunia criptomonedelor din ultimul deceniu. Pentru mulți entuziaști cripto, Coinbase funcționează ca un simplu exchange, permițând cumpărătorilor și vânzătorilor cu amănuntul să se întâlnească la mijloc și să găsească un preț. Pentru utilizatorii mai experimentați, Coinbase oferă o platformă de tranzacționare robustă numită Coinbase Pro, cu un set complet de caracteristici și grafice pentru a ajuta utilizatorii să descopere dedesubturile pieței criptografice. De asemenea, oferă un serviciu gratuit de portofel electronic care permite utilizatorilor să-și stocheze în siguranță criptomonedele. Într-un raport din iulie 2020, Coinbase a dezvăluit că avea peste 35 de milioane de utilizatori, inclusiv clienți cu amănuntul și firme instituționale, în creștere cu 5 milioane de utilizatori față de un an mai devreme. Având în vedere gama extrem de mare de opinii cu privire la criptomonede, ca să nu mai vorbim de incertitudinea și riscul de a investi în această industrie apărută acum 12 ani, analiștii estimează valoarea listării acțiunilor Coinbase de oriunde de la 19 până la 230 de miliarde de dolari, adică market cap-ul. Asta ne indică faptul că prețul acțiunilor va fi extrem de volatil și probabil va fi influențat în mod foarte puternic de orice news pozitiv sau negativ care va apărea în acest domeniu. Investitorii în Coinbase vor trebui să aibă nervi de oțel și să fie pregătiți și pentru variații de preț de 20-30% într-o singură zi, fără niciun fel de problemă. Pe baza acțiunilor vândute recent pe piețele private, se așteaptă ca Coinbase să obțină o capitalizare de piață de aproximativ 100 de miliarde de dolari. O cifră de neimaginat pentru un crypto exchange în urmă cu doar câteva luni. Pentru a nu produce pierderi investitorilor, va trebui ca Coinbase să aibă câștiguri la fel de spectaculoase ca și cele afișate
în primul trimestru al acestui an și să continuă să crească pornind de acolo. În mod clar, prețul acțiunilor va fi deja, cum se spune în engleză, priced for perfection. Dar, în mod surprinzător, CEO-ul Brian Armstrong avertizează fanii să-și pună centurile de siguranță, avertizând că această călătorie nu va fi doar accidentată, ci și că rentabilitatea constantă în fiecare un trimestru este un obiectiv deocamdată îndepărtat pentru Coinbase. După cum a declarat în documentele de înregistrare IPO depuse pe 25 februarie, unde spune: putem câștiga bani atunci când veniturile sunt mari și putem pierde bani atunci când veniturile sunt mici. Dar obiectivul nostru este să operăm aproximativ la break-even, iar suișurile și coborâșurile să devină mai line odată cu trecerea timpului. Deci, să te aștepți să ieși pe zero nu sună ca o prognoză care justifică un plafon de 100 de miliarde de dolari, care ar face din Coinbase cea de-a 13-a cea mai valoroasă companie de servicii financiare din America, cu doar 12 miliarde de dolari în spatele lui Goldman Sachs. Pentru a evalua șansele Coinbase de a obține câștigurile viitoare imense necesare pentru a recompensa investitorii care cumpără la ceea ce se așteaptă a fi un preț destul de ridicat, este crucial să înțelegem cum funcționează modelul său. Deci, care sunt veniturile lui Coinbase? De unde îi vin câștigurile? Coinbase nu taxează utilizatorii ca să stocheze criptomoneda în serviciul său popular de portofel electronic. În schimb, ia taxe și comisioane atunci când se cumpără și se vând criptomonede, cum ar fi Bitcoin, Ethereum și așa mai departe. Aceste comisioane includ taxa de marjă, cunoscut și sub denumirea de spread. Coinbase percepe aproximativ 0,5% pentru achizițiile și vânzările cripto, deși această rată variază în funcție de condițiile pieței. Taxa de marjă care se ajunge să fie plătită depinde de modificarea prețului între momentul în care se obține ofertă de preț și momentul în care comanda este efectiv finalizată. Taxa Coinbase. Acesta este un comision pentru tranzacțiile criptografice percepute în plus față de spread. Cât se plătește efectiv depinde de locația utilizatorului și de suma totală a tranzacției. Coinbase are și alte câteva linii de afaceri în plus față de serviciile sale de schimb. Coinbase Commerce. Acest serviciu oferă comercianților comandantul online software care le permite să accepte plăți cu criptomonede, cam ca la PayPal, dar pentru cripto. Pluginurile Coinbase sunt utilizate pe o varietate de platforme de comerț electronic. Cardul Coinbase. Coinbase se află în stadiurile incipiente de a le oferi utilizatorilor săi un card de debit fizic Visa și o aplicație însoțitoare pentru a cheltui criptomonede în lumea fizică prin conversia criptomonedelor în dolari atunci când este utilizată. Moneda USDC. Coinbase oferă propria criptomonedă USD Coin, cu acronimul USDC, care este construită pe platforma Ethereum. Valoarea sa este legată de dolarul SUA, deci un USDC întotdeauna valorează un dolar. Potrivit unei înregistrări recente a SEC, Coinbase a realizat venituri de aproximativ 1,3 miliarde de dolari în 2020, de peste două ori mai mult decât anul anterior. Ca și concluzie, mă aștept ca mâine în ziua listării prețul să o ia în sus și posibil să mai aibă creșteri și în zilele următoare. Dacă shareholderii actuali vor vrea să vândă multe acțiuni și piața va fi inundată cu ordine de vânzare, e posibil să vedem și o presiune de scădere a prețului, dacă nu vor apărea totuși foarte mulți doritori să cumpere acțiuni. Pe termen mediu și lung, Coinbase va fi dependent de ceea ce se întâmplă cu Bitcoin-ul. Este absolut legat de Bitcoin. Dacă va apărea un crash ca cel din 2018, compania va avea pierderi serioase și prețul acțiunilor va scădea semnificativ.
cât Bitcoinul se ține constant și își continuă creșterea, probabil și acțiunile vor urma același trend. Nu trebuie să uităm și că piața criptomonedelor este mult mai volatilă decât piața acțiunilor. Se tranzacționează fără întrerupere 24 de ore din 24, inclusiv în weekend, și investitorii trebuie să fie pregătiți să vadă schimbări bruște de preț și la Coinbase în funcție de ce noutăți apar în acest domeniu. Dacă în cursul orelor de tranzacționare la bursă, la o variație de mai mult de 10% din preț, respectiva acțiune se oprește de la tranzacționare, în general pentru 5 sau 10 minute, după care la fel, la reluarea tranzacționării, dacă iarăși sunt variații mari, se oprește din nou. În after hours, care sunt următoarele 4 ore după ce se închide bursa, și pre-market, care începe cu 5 ore jumate înainte de deschiderea bursei, nu există această regulă. Și atunci prețul poate crește sau scădea cu oricât. Deci, ca un exemplu, la închiderea pieței, prețul poate fi de, să zicem, 400 de dolari pe acțiune, iar a doua zi să fie 200 de dolari. Ori să crească la 700 de dolari. Aceasta sunt niște exemple de extreme. Nu foarte probabil să se întâmple, dar nu e imposibil. Atenție, eu nu dau sfaturi financiare. Doar îmi expun părerea mea personală, care este să nu investiți în Coinbase decât banii pe care vă puteți permite să-i pierdeți. Iar dacă Bitcoin-ul va crește în continuare, probabil că veți așa avea câștiguri frumoase pe termen lung.